Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am surprize pentru voi. Rața leșească a scos boboci. Doi boboci. Mai are un nou ciocnit. Și avem și dezamăgiri. Mari dezamăgiri. Și sunt cam trist azi, pentru că nici măcar bobocii nu erau ai mei. Îi promisesem cuiva, la o fetiță, dar mai era un nou ciocnit. Restul de rață leșească, unul a ieșit de rață leșească, ceilalți am zis, orice ar fi, facem ce facem și o să vedem. Și să vă arăt ce s-a întâmplat. Am spart toate ouăle. Toate cele 2, 4, 6 ouă care au mai rămas. Toți bobocii sunt de aceeași culoare și cam aceeași culoare la toți, numai că sunt morți. Și nu mă întreb de ce. Senzația am că rața leșească a fost odată la baltă și s-a dus, s-a scăldat, apa era rece, cred că s-a pus după pe ele. Și au murit bobocii. Sincer, îmi pare rău. Îmi pare extrem de rău. Ia uitați-l. Mort. Morți sunt toți, nu trăiesc niciunul. Ei azi trebuiau să iasă. Ia uitați, au și acea, nu știu ce, cum să-i spun, n-au ieșit. Am zis că dacă n-au ieșit să văd eu ce se întâmplă. Am spus că sparg unul, dacă pierd un boboc, asta e. Ce să facem? Și când am văzut că unul e mort, hai să-l sparg și pe al doilea, am spart și pe al treilea și pe al patrulea, până ce am ajuns la 6 și toți erau morți. Acum mai are unul de rață moțat, ciocnit. Și mai este unul de leșească și unul de moțată românească ieșit. Numai că cei doi de românească, unul a ieșit fără moț. Asta e. La fetiță o să-i dau cadou o pereche de rațe adulte. Nu o să-i mai dau boboci, trei boboci, nu am ce să fac cu, nu are ce să fac cu ei. Și o să-i țin eu și asta e. Ia uitați găinile cum au venit. Bun, mai prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!